pentru a demonstra cât de mult îi pasă de cetățenii județului care l-au investit să le reprezinte interesele, printre care sănătatea ocupă un loc primordial, la o solicitare adresată de către un consilier județean cu privire la neachiziționarea unui aparat mamograf, cunoscută fiind incidența alarmantă a cazurilor de cancer la sân. În rândul populației feminine din județul nostru, Vasile Mustățea, președintele Consiliului Județean, a dat un răspuns de-a dreptul halucinant, fapt ce îl descalifică în primul rând ca om, iar din punct de vedere politic îl clasează undeva cu mult sub zero. Să știți că bolnavi de cancer mamar sau bolnave de cancer mamar sunt în Giurgiu și în județul Giurgiu, numai în mandatul lui Mustățea. Și în mandatul care a trecut, care a fost înaintea mea, a fost același lucru și aceeași cazuistică. Și cei care acum prin diverse canale fac pe eroii că îi vrea mamograf, putea să-l cumpere de atunci, dacă era o problemă așa de importantă pentru județul nostru. La mine a venit o doamnă care are o fundație într-un apartament de bloc, care e vis-a-vis cu noi aici, nu știu. Eu am solicitat punct de vedere de conducerii spitalului și Consiliul de Administrație și mi s-a spus că nu este oportun achiziționarea acestui mamograf. Nu mă întrerupeți, domnule. Te rog frumos, mi-ai pus întrebarea, lasă-mă să răspund. Da? Să nu credeți că noi acționăm ca ai strâns matale 5.000 de semnături. Că mâine dacă strângi 5.000 de semnături ca să dărâmăm nu știu ce... După un astfel de răspuns, orice om normal își poate pune întrebarea ce caută Vasile Mustățea în fruntea unei instituții decizionale, dar mai ales ce om poate fi acesta, trăind probabil într-o lume a sa unde cu siguranță nu duce lipsă de nimic și categoric foarte departe de lumea reală care îl tolerează din păcate, Vasile Mustățea există doar pentru el, ignorând poate dintr-o incapacitate nativă problemele de viață și de moarte ale semenilor săi. Așadar, de ce să rezolve el o problemă, el care este realmente șeful județului, speranța oamenilor, mai ales aceia simpli? Și de ce n-au rezolvat-o alții înainte, este o afirmație de-a dreptul inumană, mai ales atunci când de decizia sa depind vieți omenești. Cât despre faptul că pentru Vasile Mustățea contează mai mult în ce spațiu funcționează o fundație de voluntariat care luptă pentru drepturile bolnavilor de cancer și nu obiectivul în sine, demonstrează clar că Vasile Mustățea nu mai merită o a doua șansă.